Puțină lipsi ca la Mireasa să se nască un scandal înfiorător și să avem parte de o păruială pe cinste. Protagoniștii: Cristian, Antonia, Daniela și Maria Lungu. Să vedem ce s-a întâmplat. Cuplul de la Mireasa, format din Cristian și Antonia, a fost pus într-o situație extrem de delicată. Producția emisiunii a decis să o invite ca invitată specială pe Maria, fosta iubită lui Cristian, ceea ce a generat o reacție intensă și neașteptată din partea celor implicați. Doar că Antonia mai avea puțin și o luat la bătaie, la propriu. Potrivit surselor, puțin a lipsit să nu se nască un scandal monstru. Antonia, vizibil deranjată de prezența Mariei, a încercat să o evite, dar sentimentul de umilință a fost evident. Mai ales având în vedere trecutul tensionat dintre ea și Maria și felul în care și-au vorbit. Cele două femei și-au aruncat replici dure cu ceva timp în urmă, iar resentimentele nu par să se fi diminuat. Cristian, aflat într-o poziție dificilă, a încercat să gestioneze situația cât mai diplomatic posibil, dar tensiunea a fost palpabilă în fiecare moment al emisiunii. Faptul că producția a decis să o aducă pe Maria în platou a fost văzut ca un gest controversat și a stârnit multe întrebări legate de etica și intențiile din spatele acestei mișcări. Situația este complicată și de relațiile tensionate dintre membrii familiei lui Cristian și Antonia. Daniela, mama lui Cristian, se înțelege foarte bine cu Maria, fosta iubita fiului ei, ceea ce amplifică sentimentele negative ale Antoniei. Antonia nu vede deloc cu ochi bun această relație strânsă, mai ales că ea însăși nu are o relație bună cu Daniela. Asta o știm cu toții. Mai mult, Daniela nu este de acord cu relația dintre Cristian și Antonia, chiar dacă uneori lasă de înțeles altceva, ceea ce creează o dinamică și mai complexă și tensionată în jurul cuplului. Decizia producției de a invita pe Maria a fost fără îndoială una strategică. Într-o eră în care ratingurile și vizibilitatea sunt cruciale pentru succesul unui show, astfel de momente tensionate pot atrage atenția publicului și pot genera discuții aprinse. Însă rămâne întrebarea: a fost aceasta o decizie etică? Invitația a fost percepută de unii ca o lipsă de respect față de sentimentele Antoniei și a relației cu Cristian, expunându-i într-o lumină negativă. Mai mult, tensiunea și umilința simțite de Antonia ar putea avea repercusiuni pe termen lung asupra încrederii și relației lor de cuplu. În final, decizia de a o invita pe Maria în cadrul show-ului matrimonial rămâne una controversată. Deși a reușit să atragă atenția și să creeze un moment de televiziune memorabil, a făcut-o în detrimentul confortului emoțional al participanților.